de excelență pentru activitatea în fotbal este al lui Mihai Stoichiță. Mulțumesc mult și dacă am ajuns aici, am ajuns și datorită dumneavoastră cei din presă care ne-ați făcut cunoscut și ne-ați popularizat. Vedeam cum cei tineri, ca să zic așa, la început încă de drum, deși parcă au potențial, vin și vă salut așa cu abnegație, cu sentimentul acela de respect, dacă vreți. Nu, e normal, este un respect reciproc, pentru că... Dar ce le-ați spune? Ce să le spun? Nu mai le spun nimic pentru că ei fac bine la ora actuală ceea ce fac. Să dea Dumnezeu să meargă în continuare tot la fel. Că știți că sunt multe cazuri și dumneavoastră știți cu siguranță mai bine decât mine, că ajung faimoși, se bucură de faimă, se bucură de performanțe, se bucură de bani și apoi au impresia că totul se cuvine. Cluburi, tot felul de viața asta de noapte, mă referam aici ce le-a spune din punct de vedere al disciplinei. Nu e cazul, nu mai avem astfel de cazuri. Dacă sunt izolate așa, dar... Aici sunt băieți cu mult bun simț, băieți care fac parte din loturile naționale, pe care îi cunosc foarte bine și care, ți-am zis, te caracterizează bun simțul și asta este mare lucru. Cum erați dumneavoastră când erați ca ei, așa la început, când abia începea să simțiți gustul gloriei, al succesului, al muncii? Ei, erau alte vremuri și mai puțin mediatizat așa fotbalul, dar oricum era la fel de iubit, dar mai puțin mediatizat. Și oricum avea un statut preferențial așa în societate, pentru că lumea venea foarte mult la fotbal, mult mai mult decât în ziua de azi. Și atunci simțeai că ai oarecare importanță în societatea în care trăiai la vremea respectivă, simțeai că aduci bucurie oamenilor de acolo. Care a fost cel mai greu moment? Când te lași de fotbal. Mori prima oară în viață, atunci mori, când te lași de fotbal. Vârsta nu te iartă, știi? Și atunci trebuie să termini, să ai curajul să termini fotbalul la un moment. Dar se spune că prima oară fotbaliștii mor când se lasă de fotbal. Mor în picioare, cum se spune. Deci a fost o perioadă grea. O perioadă grea. Noroc că am rămas în aceeași lume ca antrenor și asta m-a ajutat foarte mult în viață. Imediat ați devenit antrenor sau ați avut o perioadă? Da, imediat. La... câteva luni de zile. Am avut șansa să-mi fie propus un post de antrenor. Secund. Da. Cum este să reușești să împarți și să ai acel nivel de echilibru cu viața profesională a dumneavoastră destul de agitată și cu cea personală? Mă refer aici la familie. Nu, se fac multe sacrificii, să știți. Da. Familiile știu mai bine decât noi cât suferă. Au fost multe momente în care a trebuit să lăsați familia pentru fotbal? Absolut. Majoritatea timpului o dedici fotbalului, nu familiei. V-ați reproșat ceva? Nu, eu nu reproșez nimic. Nu-mi reproșez ați nimic. Ați face totul, dacă v-ați naște încă o dată, ați face totul la fel? Sigur,